Eu sunt născut în satul Cartal, în satul vecin, 12 km de aici. Acolo m-am născut, acolo am crescut. Am plecat de 16 ani la învățătură în Belorusia și m-am căsătorit și am rămas în satul nou. Trăim de acum 28 de ani împreună. Avem 2 copii, o fată de 28 de ani și un băiat de 16 ani. Fata e căsătorită, avem 2 nepoate frumoase și bune. Și băiatul e clasa 11, vrea la Izmail, la Academie de Marscaia Academie. El vrea ori miliționier, ori măreac. Știi că e lucru greu și nu prea îi place mult el, dar n-are vâbar. Asta nu e garaj. Dar și în sat nu vreau să rămâi, lasă-ți duc unde ahi. Numai nu în sat, chinuit cu tepliță și cu lucru. Noi în tepliță punem prima varză. În decembrie răsădim varza, tipă 20 decembrie, îmi pare că am răsădit-o. Și crește până în aprilie, noi o dăm. Eu până plec mai departe la lucru, curățim teplițele și răsădim al doilea urajai, cât pătlagele, chiper, crăstăveți, ce punem de gând, spunem și umplem al doilea. Poți spui și al treilea rând, dar nu știu dacă dovedești, care dovedești. Ginerile meu, dar poți să-mi pune 3. Că lui îmi place, dar nici jale să smulg cu urajai cu tot și spui alta pe toamnă. Lucrul în tepliță nu se termină niciodată. El merge anul împrejur. Dacă noi toamna, de exemplu, în septembrie, octombrie și chiar și în noiembrie strângem roada, că dacă nu dă omătul, strângem și în noiembrie, încă chiper, pătlagele, ce este. Și apoi, pe urmă, trebuie să curățim teplițele, trebuie să smulgi din asta, din pământ și le lăsăm oleac să usuce și tăiem de la ați și strângem grămadă și le cărăm. Și se începe în noiembrie, adică ciuruiala pământului, baligarului și se începe în noiembrie, la sfârșitul noiembrie trebuie să semănăm. Semănăm varza de acum și în decembrie o picheruim. Ap 20 ianuarie înseamnă că am răsădit, da, în decembrie o picheruim. La 20 decembrie o picheruim. Suntem și mai scurt, nu se termină lucrul în tepliță niciodată. Noi, oameni, nu ne animim cu lucru, dar ne ducem una la ajutor. Azi la mine, mâine la tine, una la alta ne ducem cu ajutor, că să ne animești om, trebuie să-i plătești. A noi iarna nu avem bani de unde să plătim, că trebuie să plătim gazul, trebuie să plătim lumina, trebuie să plătim internet, trebuie să mai vrei și un medicament și în casă și nu. Noi ne ducem cu ajutorul la fiecare. Când au nevoie, ne strângem. Când l-a răsadit, strângem 5, 6, 7 persoane, aducem și bărbați car, femeile răsadesc. Și mai mult bărbatul are de lucru, clar. După ce se răsadește varza, se pun arcurile, se pune plioncă, noi intrăm în casă. A bărbații rămân scari, plionca, scari, arc. Dacă nu dovedește, el facem noi. Adică dimineața el pleacă la lucru, el nu dovedește. El la 7:20 este din casă. Eu trebuie să viu, eu să dezvelesc varza. Deodată o udă el, da, distrochit, deodată. Asta e lui, că eu nu știu tehnologie. Da, noaptea, cine arde parnicul iarna? Bărbatul, el iese noaptea, bagă vâr în plită acolo. Tăpești, faci focul el. Deodată în parnic tot eu ud, adică dacă el e acasă, la vâhădnâie, acolo mai ud și el. Dar mai mult eu ud în parnic. Văd că a ieșit soarele, răsadul s-a uscat, frunzele se ofelesc, n-ai stai să-l aștepți pe dânsul. Repede mâna pe mașincă și înainte, că până vine el să stric tot. Și acasă trebuie să fie om, să încep vânturile, deschidem aici, să deschid ferestrele astea mari, să deschid, că dai aer, adică azi n-am dat că e frig și plouă. Mâine să iei soare, trebuie să o dezvelim de tot și deschidem, dacă se începe vânt, se începe, trebuie repede să închizi, să nu intre furtuna să ne rupă. Poți să zici că în jumătate lucru și la bărbat și la femeie. Trasti, hai mai repede! De când vă aștept, mâncăm fuga și mergem, zbracă. Hai, da! Hai, mi-a plăcut.
Domnului și nici până în ispită ce ne dăiește ce mă crea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și Duhul și Pudurii și Vecii și Orame în Cântează Domnului Masa. Să, trecem. Deci, să mâncăm de pe jur, care ce mă mâncă. Stai acolo. Hai, luați un chipier umplut, să-l dau. Dar vin ca să vinoarem. Cred că vine că ea... Întârzim. Da, ea tot timpul vine, niciodată nu părăsește. Și Valiușca. Dar mai vine să naști pe Valiușca. Mm-hmm. Că veneam pe drum, am gândit la dânsa. Trebuia să o chemaști pe Valiușca, mai Carolea. Ai mulțumește de câte ai. În care vin la ea de făcut. Mhm, înțeleg. Încă vine acum, să încercăm cum să lucrăm. La noi tot satul se ocupă cu tepliții cald de lucru. Da, are lumea și lucru, au, nu toți, dar au. Mai scurt, dar de aici mai scoți măcar o leacă și iar ți ajut în familie și scoți. Și sunt care majoritatea n-au de lucru. Și lucrează în tepliții, ce să faci. Și satul nou, și Azorne, și Utcanosovka, se ocupă numai cu, adică mai mult cu tepliții. De acum mă uit că s-a început și satul vecin Orlovka, mulți au săpat artizienci, și în Barta, Plavni, tot săpat lumea și se ocupă, pui rasad. Și fac parnici, fac tepliții, lumea și pun. Uite, se începe tăiatul la varză, peste vreo două săptămâni, dacă ai fi tot bine, ne păzească Dumnezeu. Da, da. Du-te, Nina, știu? De aici. Da, încep cu mine. Păi pe amândouă, pe lui vom trebui. A să începem să tăiem varză. Bărbatul nu e. Bărbatul e la lucru. Mașina vine dimineață. Găsești mașină, ce fac? Sun la prieteni, vin fuga și tăiem și lihanca, două insi, cărăm la mașină, tu mă la poartă. Cărăm două insi și ce să facem? Ne mai schimbăm dacă e greu. Tai patru insi, două popar, dar două trebuie scari. Și punem în coropci și în astea când și cum. Și cu tacica și... Tate, așa nu mai trebuie. Păi nu strângi. Păi ce nu strângi? De asta nu aveți așa o rășă. Trebuie, da? Știți, este acolo varză de care e nepobișnie. Uite, aici e una, e la drept în papă. Câtă plăcaie. Nu te vorbiți. Păi e la altire, îl vină ca asta. Așa, stai să nu ușim niște, ia vezmă, șeas bревно, кину печку. Fica mea tot așa lucrează și trăiește aici, nu departe de mine. Două colțuri au și ei patru teplițe mari și tot așa lucrează. Am vrut alt viitor, dar dacă e așa, ea n-a vrut să duc. Eu am vorbit cu dânsa că eram în Finlandia, termina școală și îi spuneam, du-te. Ea s-a dus la Ismail și a învățat de bucătar. Și pe urma, da, de soț s-a căsătorit, i-a intrat dragostea în cap și a rămas mireasă. N-a vrut să plece. Vroiam să o trimit peste hotare. Și nu. Soarta nu schimbă nimerica. Soarta ce scris de la Dumnezeu, cred că aia e tot.
Eu deja de 13 ani plec la lucru acolo. Mi-am dus prima dată cu o cunoscută din satul de la Bulgari, Vladiceni. Soțul meu și cu soțul ei lucrează împreună la gaz. Și el tot îi spunea că uite, femeia mea se duce, femeia mea se duce. Și soțul a venit acasă, hai, ce nu te duci și tu? Încep să-mi povestească că e ghinic, câștigă, că nu știu ce. Și e ca prin trânsa ea ne-a vorbit cu vărul ei, lua atunci oameni, că ne duceam, adică prin cineva, nu duceam direct. Și ea a vorbit cu băiatul ăla și ne-a luat. De 14 ani, de acum ne ducem regulat în fiecare an. Pe 3 luni, vine timpul, noi plecăm. Prima dată vecina trăiește, să dea Dumnezeu sănătate, cum plângeau ca neiuții. Eu plângeam în marșrut când ne duceam, o femeie de la Ren zice, девочки, что вы плачете, вы что, на войну идете? Noi plângeam, ne ucideam și ei acasă. Băiatul avea 5 ani când ne-am dus. 5 ani avea, încă nici nu împliniseră. Și fata e cu 10 ani mai mare, înseamnă că avea 15 ani atunci. Și plângeau să nu mă duc și când m-am dus am zis, am ajuns în Peter și plângeam, zic, Doamne, unde ne ducem? Noi nu știm pe nimerica, cine știe și pe unde să ne arunce acum? Și am ajuns și am stat 3 luni, au trecut greu ca niciodată. Curat eram în armată, socoteam zilele pe calendar și să ne ducem. Și am zis că nu mai mă duc. Poate să fie, las că toți banii nu-i câștigăm. Dar a trecut timpul când ne-a dat banii la mână, ne-am bucurat. Și a trecut timpul și a venit iar primăvara și iar ne-am pornit. Ce să faci dacă n-ai? E greu, sigur, că despărțirea de casă tare e grea. Și ani de zile mă duc și ani de zile plâng când mă duc. Soțul într-un timp nu-mi mai da de voie. Mi-a zis când am plinit eu 40 de ani, a zis că nu te mai duci și gata. Zic, bun, eu stau acasă, dar dacă toamna vine și noi nu avem bani, apoi atunci ține-te bun. Dar el nici nu-ți duce din sat, el nu-i de la. Eu acum, dacă îmi sună, poate să mă suni și eu în 5 minute sunt îmbrăcată și la margine, la autobus. Eu sunt repede, poți, dar el nu, el e de casă. Noi ne ducem din pricina că nu ni se ajunge, nu de atâta că... Bărbatul meu pur și simplu chiar e așa, el cu caracterul lui, el n-a-ți duc niciodată. Nu se duce. Dar mă duc de atâta când trebuie, chiar anul ăsta trebuie ficiorul să termine școala și să intre undeva mai departe. Dar dacă n-am să am bani, da, ne jale, da, trebuie să mă duc, are el nevoie, adică a se văpsc, noi nu mai fac anul ăsta, dar tot nu are nevoie de mine, dar să rămâne fiicmea, rămâne papa ca să se duc împreună și să păstupească, să dea documentele. Dacă n-a să aibă bani, n-a să intre, așa? Mă duc de atâta că sunt neajunsuri și îmi trebuie. Și varza am pus-o, dar Dumnezeu știe, să o dăm cu preț, ori a să dăm atâta cât am vărât întrânsa numai. Că e muncă multă, dar nu știi ce, cu cât o dai pe urmă. E ajunge că e pământ. Mm-hmm. Stai, Fabian, așa cum lucrează lumea la noi, nu lucrează nicăieri. Greu, distribuția chiar e greu. Cu brațele de muncă, toți lucrează. Și bărbați și femeile chiar cu brațele de muncă. Nu lucrează cu tehnică cum lucrează, chiar la Finlandia. V-am spus cum lucram noi în tepriță. Puse rânduri, între rânduri cum e pus la noi aici capilna, acolo spuse trube așa ca relsurile de la tren. Și pui tacica pe dânsele și te așezi și după scaun strângi roada și o pui alături în iașcic cu tine. Adică eu nu târâ nici iașcic, nici caldare, nici nimica. Ai pus, nu mai luat-o după tacica aia și ai pus-o jos, atâta ce ai ridicat și gata. Dar aici se lucrează tot. Noi când toamnă strângem patlagelele din fundul ăla și până încoace, soțul la lucru, cine? Eu cu băiatul strâng și băiatul ne licară aici și aia și soacra era
acasă și ne așeza în patlagel, în coropcă, la rând. Încearcă tu mai de acolo cu două căldări de 15 kg care le car acum la gâște apă și le car cât de greu. Și de aici așa azi le ghine, alege ce e bun, ce nu e bun, pune într-o parte, mașcata pune într-o parte, mărânțică într-o parte. De aici carele de acum la mașină. Lișnie, da? Nu, lișnie. Și greu mai scurt. Greu, pe mâine la piață. Trebuia să le așezăm în mașină. Seara venea soțul, noaptea ne sculam și ne duceam la piață. Stăteai și vindeai tovarul tău. Îl vinzi sau nu îl vinzi. Adică stai toată noaptea, nu dormi. Cât te cuși de cu seară, trebuie să duci și acolo să prinzi loc. Că nu-s și nu poți să-ți permiți să cumperi locul. Că eu mă duc odată în două săptămâni și eu am să plătesc locul ăla iure. Dar așa ne ducem la gâci. Și greu mai în scurt. Greu, ca la noi, greu. Vine soțul, el nu doarme, se duce noapte, merge cu mine acolo dimineața, dacă trebuie al doilea zi la lucru, stă până la 6 dimineața și mă leapă de acolo și fuge, că eu n-am vândut tovarul. Dar eu stau și aștept ca cerșătorul, poate să-l dau. Dar poate... Din sat, ca peste tot, cred că sunt și buni și sunt și răi. Dar, în основном, oamenii sunt buni, sunt primitori, slava Domnului, oameni buni, lucratori, muncitori, toți muncesc, toți lucrează. Treceți prin sat să vedeți, peste tot tepliți. Lumea este aruitoare, lucrează și sunt buni, oameni buni avem în sat. Cred că este că pădure fără uscăcie minui, mă rog, peste tot. Dar, în основном, lumea e bună. Vă mă adresez la Domnul Cuci, cu rugăciunea de să ne păzească casa, să ne apere copiii și cu mulțumire că ne dă în fiecare zi să vedem lumina zilei, ne ajută în orice, în orice lucru, putem să mergem, vedem, putem să lucrăm, putem să facem orice, slava Domnului. Și cu rugăciune să ne păzească și să ne apere, să nu ne lase în gura lupului, cum s-a pornit acum. Thank you.